Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire. Iată că aceste cărți deja sar din pachet, ceea ce mă bucură foarte mult. Înseamnă că pachetul de cărți a fost foarte bine amestecat și că ele sunt pregătite pentru această nouă etalare. Dragii mei, dragile mele, o etalare menită pentru voi, cei care vă aflați într-o relație de cuplu, să vedem încotro se va orienta această conexiune a voastră în perioada următoare, sau pentru cei care sunteți singuri, singure, simt că și voi vă doriți să știți cum va evolua această situație de viață pentru voi, da? Dacă veți rămâne așa în continuare sau veți cunoaște și voi pe cineva cu totul și cu totul special, sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragilor, despre ce este vorba aici. Și iată că prima carte care s-a desprins de pachetul de cărți în această dimineață este aceasta a doiului de bâte. Da? Doiul de bâte exprimă o schimbare din partea persoanei tale, o schimbare de atitudine. Se pare că această persoană în ultimul timp a stat foarte mult cu el însuși sau cu ea însăși. S-a gândit foarte mult la această conexiune cu tine. Bineînțeles, această carte se referă și la un drum, da? Poate că această persoană vine de la drum sau poate că este pregătit sau pregătită să faceți un drum împreună în perioada care urmează, da? Dar și mai important decât acest lucru este faptul că simt aici o destăinuire a acestei persoane. Simt că această persoană a plâns foarte mult în momentul în care s-a destăinuit în fața unor prieteni de-ai tăi. Și a fost un moment foarte emoționant atât pentru el cât și pentru acești prieteni ai săi. Și simt că tu, dragul meu sau draga mea, mai ales draga mea dacă ești femeie, da, vei afla de acest moment de la prietenii săi, de la prietenii voștri comuni. Da? Va fi ca și o ușurare pentru tine, da, pentru că simt că în ultima perioadă între voi s-au întâmplat multe lucruri și unele dintre aceste lucruri au fost mai puțin potrivite cu relația voastră, mai puțin dorite pentru relația voastră, da? În sensul că posibil să fi avut unele altercații, unele chiar certuri între voi, da? Posibil chiar să vă fi spus unele lucruri ne la locul lor, unul altuia, da? Poate ați ridicat și tonul la nervi, da? Unul în fața celuilalt. Simt și că această persoană a voastră, dragii mei, dragile mele, are foarte mari regrete în legătură cu ceva ce nu a făcut în trecutul vostru sau în legătură cu ceva ce a făcut, da? Depinde de situație. Poate pentru unii dintre voi această persoană regretă foarte mult că nu s-a comportat într-un anume fel față de tine, da? Sau că nu și-a asumat un anumit rol în această conexiune cu tine, da? Încă nu a știut să profite de anumite ocazii care vi s-au oferit la un moment dat. Da, dar iată, această persoană își asumă acum rolul său de om care este foarte hotărât sau hotărâtă să facă o călătorie, să înceapă o nouă călătorie alături de tine și, da, simt că sunteți pregătiți să plecați spre o anumită destinație, o destinație care vă va face foarte multă plăcere și unde vă veți delecta foarte mult. Poate fi o destinație de afaceri, o destinație unde veți desfășura anumite lucruri împreună sau unde pur și simplu vă veți relaxa. Da, hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici Luna, dragii mei, o altă carte foarte interesantă care îmi spune că mulți dintre voi, mai ales aceia dintre voi care ați trăit în lumea iluziilor până acum, este momentul să vă treziți, este momentul să priviți realitatea în față așa cum este și să o acceptați, dragii mei, dragile mele, pentru că, da, a sosit momentul trezirii, da? A sosit momentul în care trebuie să luați o decizie, o decizie importantă pentru voi, pentru viața voastră, o decizie care vă va dicta viitorul. Da?
Da, simt aici că unii dintre voi sau unele dintre voi ați sperat foarte mult ca o anumită persoană să vină în viața dumneavoastră sau să se întoarcă la voi, dar acest lucru nu s-a întâmplat, așadar voi va trebui să renunțați la iluziile pe care vi le-ați făcut în legătură cu această persoană. Da, dintr-un punct de vedere, pe de altă parte, simt aici că mulți dintre voi visați sau ați visat la o anumită persoană sau poate că visați această persoană foarte des în ultima perioadă și vreți să luați aceste lucruri ca pe niște semne, pentru că voi considerați că sunt niște semne din partea Universului, cum că ceva se va întâmpla în viața dumneavoastră și este foarte posibil ca acest lucru să se întâmple, da? Adică, da, dacă tot visați această persoană, este clar că fie o veți întâlni, fie veți auzi vești de la el sau de la ea. Da. Vise clarificatoare vin pentru voi, vise premonitorii în această perioadă. Atenție așadar foarte mult la aceste vise ale dumneavoastră, la aceste semne ale destinului. Și mai simt aici în legătură cu voi, dragii mei, cum că există o clarificare la nivelul subconștientului vostru în aceste momente, ca și cum știți acum mai mult decât oricând ce vă doriți în legătură cu viața voastră, în legătură cu viitorul vostru, da, știți pe cine doriți în viața voastră și știți mai ales ce meritați, da, pentru că despre asta este vorba, mai ales când vorbim de destin. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici patru de cupe, o altă carte interesantă care îmi spune că mulți dintre voi v-ați săturat să așteptați, mulți dintre voi v-ați săturat. De nivelul acesta al așteptării, da, în care ați trăit în ultima perioadă, adică veți considera în aceste momente că gata, această zonă trebuie să se încheie, trebuie să puneți capăt acestei perioade și să vă apucați de cele pe care trebuia să le faceți în urmă cu ceva timp, adică să vă vedeți de treburile dumneavoastră, să vă vedeți de viața voastră, să vedeți ce puteți face pentru voi înși vă, pentru voi însă vă, pentru astfel încât să vă fie și vouă din ce în ce mai bine. Da, pentru că destinul nu stă să vă aștepte pe voi, destinul lucrează în continuare și dacă voi stați pe loc, este clar că nimic bun nu se va întâmpla nici pentru voi în perioada care vine. Așadar, dragii mei, dragile mele, considerați în aceste momente că nu este cazul să mai așteptați și este cazul mai degrabă să luați atitudine, da? Poate nu să începeți neapărat să acționați, dar măcar să vă faceți un plan de bătaie. La nivelul emoțiilor, dragii mei, cu această carte simt că nu vă mai doriți să simțiți deziluzie, nu vă mai doriți să simțiți acele emoții negative care v-au drenat de energie în ultima perioadă, da? Pur și simplu veți alege niște emoții mult mai potrivite cu ceea ce voi vă doriți, de fapt, să se întâmple în viața voastră, da? Niște emoții mai pozitive. Hai să vedem și următoarea carte. Iată, avem aici regele de cupe, dragii mei, alături de doiul de bâte și spuneam, această persoană a voastră, spuneam la începutul etalării, va avea un moment înduioșător în fața prietenilor săi în care se va destăinui lor în legătură cu tine, se va destăinui lor în legătură cu ceea ce a făcut în relația cu tine, în legătură cu ce regrete are în legătură cu această relație cu tine, da? Și acești prieteni ai săi probabil că vor fi lângă el sau lângă ea să îl sprijine, da? Sau să o sprijine pe această persoană. Și bineînțeles că îl vor îndruma sau o vor îndruma spre tine, dragul meu sau draga mea. Așadar, da, așteaptă-te ca acest partener al tău să intre foarte clar în ipostaza acestui rege de cupe, care este menit să ți se destăinuie și ție, mai ales ție, în următoarea perioadă, da, să-ți spună cât de mult te iubește, cât de mult i-ai lipsit și mai ales cât de mult regretă cum s-a comportat față de tine în ultima perioadă. Da, probabil că pentru unii dintre voi sau unele dintre voi veți auzi și niște motive pentru felul în care s-a comportat față de tine, da, niște scuze, dar nu vor conta neapărat atât de mult acestea, cât mai ales starea de suflet în care veți intra amândoi, da, care va fi una a iertării,
una compasiunii față de celălalt sau față de cealaltă și una înțelegerii. Da? Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem un alt rege, dragii mei, regele de spade, alături de luna. Se pare că multe limitări au fost în viața dumneavoastră până acum și este posibil ca aceste limitări să fi provenit dintr-o gândire a dumneavoastră mai învechită, o gândire mai învechită care se datorează unui anumit fel în care voi ați fost crescuți, în care ați fost educați, da? Este foarte important, dragii mei, dragile mele, în momentul în care voi simțiți că nu mai sunteți în concordanță cu modul în care ați crescut, cu aceste idei, cu aceste credințe în care ați crescut, să faceți câte ceva, da, pentru a le schimba pe acestea, pentru că, în mod clar, veți vedea că acestea acționează, de fapt, împotriva voastră, da, aceste gândiri limitative. Și cam asta veți face, veți lupta cu gândurile voastre negative, veți lupta cu limitările voastre pentru că nu veți mai dori ca în perioada următoare acestea să acționeze împotriva voastră. Dimpotrivă, vă doriți să creșteți și voi să evoluați sub lumina reflectoarelor lansate de gândurile voastre pozitive sau din ce în ce mai pozitive. Da, așa cum vă doriți să aveți în perioada următoare. Da, simt aici că persoana voastră va fi mult mai deschisă față de voi în perioada următoare, da, va dori să vorbească cu voi deschis despre sentimentele sale, despre planurile sale de viitor alături de tine, da, și acest lucru te va bucura pe tine, te va pune într-o ipostază și într-o lumină mult mai pozitivă, da, mult mai clară, clarificatoare asupra vieții tale, adică parcă ți se va lua un văl de pe ochi și vei începe și tu să vezi pentru prima dată după mult timp care este adevărul vieții tale. Da? Adică încotro te îndrepți. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici Regina de Bâte. Am avut doi regi și acum avem Regina de Bâte, dragii mei, dragile mele, alături de patru de cupe. Spuneam că nu-ți mai dorești dezamăgire în relația de cuplu. Probabil că ai trăit foarte multe dezamăgiri la acest nivel sentimental și nu-ți mai dorești să mai trăiești încă una, da? Pur și simplu vrei să te ferești de acest lucru. Ai vrea ca cineva parcă să te asigure că această relație a ta din prezent va fi o reușită de această dată. Da, și iată că Regina de Cupe te anunță că așa va fi, pentru că în curând va veni o schimbare la nivel familial pentru tine, în sensul că acei dintre voi care nu aveți încă o familie, este foarte posibil să vă alcătuiți una, da, să vă formați o familie, să vă căsătoriți, aceia dintre voi care nu sunteți căsătoriți sau măcar să vă logodiți, da? Se pare că partenerul sau partenera voastră are planuri foarte serioase în ceea ce vă privește în perioada următoare și vă va destăinui aceste planuri ale sale și bineînțeles că veți cădea de acord din acest punct de vedere. Da, posibil chiar să aibă loc o naștere în sânul familiei voastre sau poate chiar voi veți da naștere unui suflet nou, dragii mei, dragile mele. Da, posibil ca familia voastră să se mărească. Hai să vedem și următoarea carte. Codependență. Da, se pare că dependențele afectează viața voastră amoroasă, dar acest lucru nu va fi împotriva voastră nici în perioada următoare. Dacă sunteți dependenți unul de celălalt, cel puțin pentru încă o perioadă, se întâmplă tocmai pentru că vreți să vă cunoașteți încă și mai bine decât vă cunoașteți în prezent. Da, și pentru că parcă aveți această teamă ca nu cumva să vă pierdeți unul pe celălalt, da? În momentul în care veți manifesta acel nivel al încrederii unul în celălalt, va dispărea de la sine această codependență, veți vedea. Dar, pe de o parte, este destul de naturală, destul de firească, da? Adică nu aveți de ce să vă temeți. Hai să vedem și următoarea carte.
Iată că vine sub forma unui mesaj, dragul meu, iubitul meu, iubita mea, chiar dacă suntem fizic depărtați, spiritual suntem întotdeauna uniți, pentru că dragostea transcende spațiul și timpul, nimic nu ne lipsește. Dragul meu, draga mea, iată că această comunicare dintre voi doi, chiar dacă sunteți la distanță unul de celălalt, este subliminală, este atemporală și aspațială și învinge totul această comunicare dintre voi, da? Și această profunzime a relației dintre voi doi. Și să mai luăm un card. Luna nouă în semnul Capricornului, care spune munca grea de până acum începe să dea rezultate. Da, este un card foarte promițător pentru aceia dintre voi care ați muncit foarte mult până acum și vreți să culegeți rezultatele muncii voastre. Iată că va sosi și acest moment, dragii mei. Un moment de bucurie pentru voi și de împlinire. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!